Adam întunecatul sau Black Adam. Black Adam nu. Nu Adam întunecatul, doamne ferește. De ce de ce, de ce au ales acum să traducă gen motamot? -mot? <gână> Stupid. Este ultimul film în universul DC care cică există și să sperăm că asta a fost a fost revitalizarea, a fost un fel de reboot, un, un ceva. Uh, pentru că, nu, nu o să intru să spun O să spun la sfârșit concluzia mea A filmului, dar uh, S-a simțit ca Nu s-a simțit ca un reboot, neapărat S-a simțit ca Un film Cum să facă o comparație S-a simțit ca un film Marvel Din universul Marvel De pe la început când Puneau bazele, știi Gen un film de la desine stătător, gen Thor S-a simțit ca un Thor 1 sau ceva de genul ăsta Știi, Ce ce nu e nici rău, nu e nici bine Știi, e gen, e ok e Dacă erau măcar așa filmele din universul DC de până acum Dacă erau măcar așa Măcar, știi, gen, aveam primul Wonder Woman Aveam Black Adam Aveam Man of Steel, mai ales Mai ales, știi, atunci eram gen, ok ok, știi, și după aia venea un Justice League șmecher sau ceva, știi, uite, -am, la fix am vorbit cu imaginile, habar n-am ce să pună asta aici în continuare. Și cum a fost la Avengers, știi? Că filmele de sine stătătoare, unele au fost foarte bune, dar puține, unele au fost bune și unele au fost proaste și foarte proaste, adică, dar... Avengers au fost destul de mișto, știi? Când sunt toți sau unde sunt mai mulți Până, mă rog, până în ultimul timp și nu știu ce. Astea la DC n-au fost gruzare. Bun, hai să vorbim despre, despre, Black Adam. Poate a fost hype un pic cam mare că s-a anunțat că va fi Dwayne Johnson ca The Rock, ca Black Adam de nu știu câți ani. Nu, nu vreau să știu câți ani. Foarte mult timp. Și de atunci, mamă, proiectul de suflet al lui Dwayne Johnson, Dwayne Johnson aia, Dwayne Johnson în sus, în jos despre Black Adam, știi? Poate a crescut prea mult Hype-ul, așteptările pentru unii Cred că filmul ăsta va fi Foarte împărțit și O să înțeleg ambele tabere E genul ăla de film în care o să înțeleg Bilele albe spuse de unii Și o să înțeleg la fel de bine Bilele negre spuse de ceilalți Adică există și albe și negre Absolut E... Să verific ceva dacă am dat să... Dacă merge asta, da A... Black Adam, The Rock ca Black Adam, e mișto. Nu e extraordinar. E carisma lui Dwayne Johnson, chiar dacă personajul lui uh, Black Adam nu e cel mai carismatic, știi? E... Seamănă cu ăsta din Guardians of the Galaxy, cu Batista, cu... Uh, scapă numele acum, mă, ce lapsus am asta se întâmplă când filmez astea așa din, din, prima. Pentru că nu înțelege sarcasmul, e serios, are 5.000 de ani, știi, și atunci nu înțelege lumea noastră foarte bine, e căcat. Dar mi-a plăcut că a avut un ton mai serios, deși el e foarte serios, Black Adam și ceilalți sunt câteva personaje cu glume de căcat, mai ales un copil, e un copil mic, foarte enervant de ăla zis că era în Shazam. Ăla zis că era în, în, unul din copiii enervanți din Shazam. El uh, ăla și mai e umor așa din partea celor din Justice Society, îl ai pe Dr. Fate, îl ai pe Hawkman, uh, îl pe Atom Smasher, mă mir că l-au băgat pe Atom Smasher așa dintr-o dată. Ai zice dacă sunt uh, poate prea asemănătoare cu unele de la Marvel, dar... N-am stat să văd cine, până la urmă, cine a apărut înainte de cine în Benzi, nici nu prea contează, dar au ales niște personaje care, da, seamănă cu ce-au făcut așa de la Marvel. Nu poți să zici că nu seamănă, dar nu-i nimic. Astea sunt personajele și în DC, adică Fate, da, seamănă cu Strange. Ant-Man cu ăsta, cu Atom Smasher și mai e oricum și la DC mai e unul care se face mic. Uh, Doctor... Uh, Doctor, cum mai îl cheamă pe la care se face la nivel microscopic și -mi scapă din Justice League, mă rog, și Justice League Unlimited și nu știu ce. Nu contează, nu facem comparații acum, a, ăla de fapt a fost primul și deci ăia au copiat pe ăia și ăia nu știu ce. Asta e, acum Black Adam a venit mult, la mult timp după filmele Marvel, Universul Marvel și nu știu ce și na, ăia au pus deja niște baze în live action și atunci po nu pot să nu compar. Dar nu, nu asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este povestea destul de clișeică și previzibilă și un pic întortocheată de Cred că li s-a părut mult mai deep decât a fost de fapt. Adică sunt într-adevăr niște dezvăluiri și niște schimbări de situație, nu știu ce, care... Nu au fost au, au fost, eram gen, a, ok, îmi dădeam ochii peste cap mai mult, eram gen, da, n-am simțit nimic, nu știu, ai vrut să fie emoționant, că n-a fost. A, aici ai vrut să, nu știu, să ne iei prin surprindere, că n-a fost. A, ți se pare că, mamă, ce mult ai construit acum personajul prin chestia asta, că n-a fost. Adică, n-am simțit nimic, știi, emoție, impact, nu știu ce, mamă, ce super construcție, ce, împasă, ce mi pasă, ce mi-a plăcut de personaje, nu neapărat, îmi place de ele din desene, animații, benzi, nu știu ce, îmi plăcea de dinainte de ele. Au făcut cu Black Adam oricum ce au făcut și cu Venom în, la Marvel și Harley Quinn și nu știu ce, l-au făcut din villains și, sau high maxim anti erou l-au făcut mai mult erou, clar, adică l-au făcut băiat bun, doar că ce să spun, o moară, știi, nu e Batman sau Superman, Mă rog, mai mult Batman. E, asta omoară, știi, A, atât. Asta e toată chestia. Știi, că asta te poți. Normal, că omoară oameni foarte răi care omoară sute mii, milioane de oameni. De ce te-ai supărat pe el, știi? Normal. E tot om, e tot bun, știi, e tot erou, degeaba zici. Știi, ce să spun, l-au făcut uh, anti-erou. Nu, e, e tot personaj pozitiv. L-ai făcut din negativ pozitiv. Ok. Luptele, de ce se luptă și. Nu neapărat de ce se... Dialogul este destul de lame așa și cringe și penibil e poate prea mult spus, dar e aproape penibil dialogul. Sunt... E atât de clișeic și de, de... Nu... neoriginal. Este neoriginal la maxim dialogul. Sunt părțile bune, ca să luăm așa una bună, una proastă, sunt clar scenele de acțiune. Nu sunt efectele extraordinare. Dar scenele de acțiune sunt mișto. Mult mai mult acțiune decât mă așteptam. Adică a fost destul de mult buget. Chiar dacă nu se vede încă o dată. Nu se vede extraordinar. A fost buget, se vede bine totuși. Sunt efectele cât să nu deranjeze. Pe mine nu m-au deranjat. Înțeleg de ce poate pe unii ar deranja. Pe mine nu m-au deranjat. Să zici că sunt extraordinare, nu sunt de acord, dar Măcar a fost multă acțiune. A fost mișto acțiunea, a fost ok acțiunea, a fost regizată ok. A fost coregrafiată ok. S-a văzut ok. Da, mișto per total, că am zis că a fost mișto acțiunea. Da, a fost mișto per total, dar nu, nu știu, nu... Super, nu, ca, nu ca coregrafiile câteodată, coregrafiile din Avengers, Winter Soldier, uh, nu știu ce. Nu, nu se compară cu coreografiile și scenele de acțiune din filmele foarte bune de la Marvel. Ok, aici sunt personaje foarte puternice care se luptă între ele și atunci da, nu poți să faci cine știe ce coregrafii ca între Captain America și Winter Soldier sau știi Scarlett Johansson, știi Black Widow și nu știu cine. Da, ok, înțeleg, dar mă rog, nu știu, în, în Man of Steel, iar, au fost mai mult pumni și aruncări și distrugeri și nu știu ce, dar parcă a fost mai mișto acolo decât aici, deși aici a fost, nu există mai complex, dar a avut mai multe scene, mai, 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 mai nu știu dacă mai lungi neapărat, dar, da, complexe, adică se luptă Fate, câteva scene cu Fate care se luptă cu Black Adam, care au fost mișto, au, au făcut ceva, n-a fost doar o simplă, un simplu aruncat și pumn și picior și nu știu ce. Dar nici n-a fost wow, știi să zici, wow, 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 mamă ce scenă, nu știu ce. bineînțeles că sunt trase de păr să se lupte până la urmă că toți sunt buni și nu știu ce. Nu zic că, nu era, că, 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 era imposibil să se lupte, dar felul în care abordează problema cu dialogul încă o dată și scenariul e clar că a fost tras de păr și convenabil pentru a se lupta. Nu mă deranjează să se lupte, că asta și vroiam, știi, speram să se lupte, ok, să avem niște scene mișto, nu Dar e atât de penibil cum ajung ajuns să se lupte, e atât de tras de parcă nu poți să nu observi, și să fii gen, da, foarte bună abordare, da, ai fost foarte stupid, Dr. Fate, în al convinge pe Black Adam să nu se lupte, știi, ei vroiau neapărat să nu se lupte, dar fac absolut inversul, știi, total inversul, nu, mă rog. Bun, deci avem așa, avem un scenariu previzibil, dialog neoriginal și aproape penibil, nu e nimic diferit neapărat, nu e nimic, mamă, să sară în evidență, wow, wow, nu știu ce. Ok, personajul Black Adam e mișto, The Rock în rol e mișto. Nu e wow, nu e mamă, nu e pua, super carisma lui The Rock duce filmul. Nu mi s-a părut, știi? Dar da, e printre bilele albe. E mișto chestia asta că mă moară el, știi? Și e mai un pic mai diferit, poate prin faptul că, da, o moară oameni răi. Okay? Dar am avut toate clișeele, am avut până și skybeam din aia, știi, gen lumină, o asta de lumină care se duce și lovește cerul, știi, și gen e tot, toată lumea, tot pământul, toată planeta este în primejdie, știi, o să distrugă la, un, la o scară din asta incredibilă cu o daia care se duce înspre cer, știi, și luptă din asta CGI mare, cum... Cum ne-au cam obișnuit, obișnuit de la Warner Brothers, DC, nu știu ce, știi? Um, nu, nu, o să intru în chestii de-astea cum că Atom Smasher cu masca aia seamănă și parcă și cum se comportă seamănă cu Deadpool și cu masca și nu știu ce, pentru că na, părerea se seamănă CGI-ul și masca și ochii mai mult. Dar nu, asta, asta nu, e, asta nu intră la probleme, asta intră doar la niște chestii pe care să le discuți, și comparații, nu știu ce, nu poți să zici, a, seamănă prea mult cu Marvel și nu știu ce, nu, ce poți să spui este că da, nu e original, nici ca filme DC, nici ca filme Marvel, nici ca filme cu supereroi pe care le-ai mai văzut până acum. E clar ceva, dacă ai văzut multe filme de genul ăsta, e clar ceva ce ai mai văzut până acum. Execuția, luptele sunt noi, normal că sunt între personaje noi și nu știu ce. Ale au fost încă o dată ok. Construcția personajelor destul de slabă. Bine că știam eu personajele din Benz și nu știu ce, dar ok, am intrat cu mintea deschisă, gen hai să vedem cum construiesc personajele aici. A, a, a fost ok, dar slab. Adică nu-ți nu pasă de ăștia, sunt, nu știu, mult prea puțin, mult prea grăbit. Se întâmplă atât de multe chestii într-o oră, 45 astea sau cât are, aproximativ. Atât de multe chestii ca ritm încât e, e haotic un pic. Adică îți-l introduce pe Black Adam, după aia fac o anumită chestie, se duc într-o anumită direcție, după aceea se duc în altă direcție timp de 5 minute și se întorc la altă chestie, știi? Și ești gen, stai mai puțin, n avei timp să faci asta, n avei timp să te duci așa, ai, ai, distrus ritmul prin chestia asta, gen, pune-l, fă -l, fă -l să facă aia, fă să facă cealaltă, fă să se ducă acolo, fă să se vin aici, fă să nu știu ce, în... Clasicul, clasicul, clasicul DC în ultimul timp, prea multe personaje într-un timp prea scurt, dar mă rog, le-au gestionat ok, având în vedere câte sunt. Dar era mult mai simplu să nu le bagi atât de multe. Au schimbat niște chestii la Dr. Fate, au schimbat niște chestii la Hawkman, au schimbat niște chestii, nu prea în bine aș zice, dar mă rog, ok, să vedem unde se vor duce și ce vor face, măcar i-am văzut, știi, a fost mișto să vezi Hawkman, să vezi Dr. Fate. Aveau potențial mult mai mișto dacă se concentrau pe niște chestii gen uh, uh, ciocanul ăla, cum se cheamă, uh, ah, tot timpul uit cum se cheamă chestia aia, uh, ca un ciocan, dar cu o bilă cu țepi în vârf, pe care o are Hawk Girl, era în, în Justice League, în animații și în benzi și nu știu ce. Îl are Hawkman știi? Uh, Buzduganul ăla sau cum se cheamă. Așa, era mai mișto dacă se foloseau de ăla pentru că Black Adam este ma magic chestia aia, ciocanul ăla, uite, pe care tocmai la dat acum, este magic, știi? Dacă se foloseau de chestia asta mai mult, ar fi fost mai mișto și să fie poate unul- două personaje și atât, fără, fără tipa aia, e o tipă cyclone care controlează vântul, aș fi scos-o de tot, poate chiar și pe Atom Smasher l-aș fi scos, să zicem, era mai o chestia cu ăsta Hawkman să spună, să se concentreze mai mult că chestia aia, buzduganul ăla distruge magie, știi? Și poate să rănească indivizi, personaje cu superputeri magice, știi? dacă se concentrau pe chestia asta mai mult decât pe alte chestii și da, bun, și cu Doctor Fate în același timp. Ar fi fost mai mișto să fie un pic mai cu picioarele pe pământ, un pic mai puțin mare, știi, cu scenele alea de acțiune care, încă o dată, au fost ok, au fost mișto că au fost multe și nu știu ce, dar aș fi preferat mai, poate mai puțin sau o scenă mai lungă, dar care să fie mai cu picioarele pe pământ decât doar gen uh, explozii și... Mamă, câte putere au și ce pot să facă, și gen. Mamă, distrugere în masă, nu știu ce, știi, A aș fi preferat să fie personajele un pic mai diferite între ele de decât Black Adam poate să se lupte cot la cot cu Hawkman. Nu era atât de puternic Hawkman, în niciun caz. Uh, Black Adam se lupte cot la cot oarecum cu Doctor Fate, mai merge, dar. mă rog, acolo să zicem că au găsit o metodă să fie diferit, să se folosească cât de cât de puterile pe care. Le știm că le are Fate sau că... Mă rog, alte puteri. E dat alte puteri lui Fate. Dar iar Black Adam să dea un pumn să se lupte cât de cât cot la cot cu Atom Smasher. Iar e mult prea mult. Adică e... Deja ai niște personaje care s-au luptat cot la cot cu Black Adam. E... Deja ai niște personaje incredibil de puternice, știi? Îmi place să ai o catalogare, să ai totuși pe... Pus pe o, 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 pus pe o ierarhie, pe o, ceva cum, cum fac foarte bine în anime-uri. Bă, ăsta e puternic până aici, ăsta are aproape la fel de multă forță Sau nu știu ce, ar putea să fie cot la cot cu ă, asta, știi? Wonder Woman cu Superman, cât de cât Black Adam cu Superman, Black Adam cu Shazam, Shazam cu Superman are, ai niște chestii, ai niște, ai, ai, pus niște reguli, ai stabilit niște chestii, știi? Ăștia, când toată lumea se luptă cu toată lumea, devine un pic mai neinteresant, nu mai are la fel de mare impact. Și asta a fost da, o chestie, gen, altă chestie, că n-a -a fost impactul extraordinar cum, au fi vrut ei să, cum, cum ar fi sperat ei să fie. Adică lupta de la sfârșit, să zicem așa, n-a avut impactul pe care, știi, l-au sperat, știi? A, a, avut câteva scene de-astea mai în slow motion și care ar fi vrut să fie gen cu muzică și cum știi să fie gen mamă ce badass, ce șmecher a fost, dar nu s-a simțit atât de mișto. Se putea, se putea regiza și edita și concentra și poate ritmul dacă era altul și alt, mai puține personaje, nu știu s-ar fi simțit al altfel. Au distrus un pic ritmul cu scenariul și atunci nu s-au simțit nici scenele astea care ar fi avut impactul mai mare, nu s-a simțit la fel de bine. Știi, nu s -a, zis, a, momentul ăla la sfârșit când nu știu ce, când apare sau face sau nu știu ce, știi, a, ai fi zis că mamă, ăla trebuia să-ți ridice părul pe mână, trebuia să, nu știu ce. N-a prea fost, po poate pentru unii a fost, adică po asta poate ține de gusturi și de câte filme ați văzut și de ce vă așteptați, poate de cum ați fi vrut, eu poate aș fi vrut mai lent și cu un slow motion și cu o muzică și cu un filmat nu știu ce și nu știu ce. Tu poate ai fi vrut altceva să vezi, Tu poate ți-a poate ți plăcut exact așa cum a fost. Aici e de, de gusturi. Eu eu zic gusturile mele, personale, cu cine pe cine mă nimeresc, cu cine nu, nu contează. Dezbatem ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, exact. Pentru mine a fost ok-ish okay filmul per total, știi, avem bile albe, bile negre, nu știu ce. Poate un pic mai mult gri decât negre, dar și negre poate un pic mai mult decât albe. Sunt destule și albe. Încă o dată, scena de acțiune, efectele, că au apărut personajele astea, cum, cum arată, nu știu ce. Ah, ah, ok. Rămâneți după prima parte a distribuției, un minut, două, știi că e, o, e, o, e probabil cea mai mișto scenă din, din film. Și de -aia zic, e, e, se simte ca un început destul de bun pentru un univers. Să sperăm, știi că e reboot-ul în început cu Black Adam ăsta, dar nu-i grozav. Știi, e gen, e gen, a, ok, ok, hai să, vedem, hai să vedem ce se întâmplă continuare și să sperăm că vor fi clar din ce în ce mai bune. Pentru că dacă se duc din ce în ce mai proaste, a, ajungem unde suntem deja. Adică la nivelul zero, știi, unde e universul DC acum, Warner Brothers, cum vreți să-i spuneți. Asta e cu personaje DC, știi? Dar, mă rog, n-a fost groaznic, știi? A fost ok, ok, se putea mai bine, se putea mai rău, se putea mult mai bine. Nu se putea mult mai rău, neapărat. Copilul ăla a fost foarte enervant, știi? Au fost și niște chestii mai trase de păr și mai așa, știi, în care îți dai, dai ochii peste cap, dar după aia ți le explică și ești gen, a, ok, dar deja mă așteptam să nu îmi mai explice și, da bine, hai, ok, trecem peste, știi, gen, ok, ok. Deci nota mea, nota mea personală este un minus 7 pentru Black Adam minus 7. Da, cred că sunt ok așa la, la cald. Nu știu, cum se va, nu știu cum va fi la rece, mai încolo. Mm, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Uh, nu prea mai am niciun interes pentru filmele viitoare din astea care au fost filmate deja, gen Flash. Chiar dacă apare Michael Keaton, Batmanul Michael Keaton și mama, nu știu, Abia aștept, mi-e frică, mi-e frică de astea care au fost filmate deja Mi-e frică de Shazam 2, Shazam primul nu mi-a plăcut deloc Hai să, gen, hai să trecem și peste astea și să sperăm că după aia va fi mult mai bine Mult mai bine Eu zic să, să ștergem tot, adică nu mă deranjează deloc să ștergem tot și să luăm Ok, actorii, da, să rămână Jason Momoa, să rămână Gal Gadot, Gadot, Gadot Wonder Woman, ok, Henry Cavill, Superman, Batman, nu sunt încă foarte sigur, Flash, nu, și să rămână poate aceiași actori în unele instanțe, dar să ștergem tot și Snyder Cut și tot, 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 poate să rămânem cu Man of Steel... Deși e greu, dar mai bine ștergi tot și gen rămân aceiași actori, bla bla bla, presupui că s-au întâmplat chestiile alea, dar poți să schimbi fără să se supere nimeni, știi? să mergi în altă direcție total. Nu s-ar supăra nimeni dacă ar face bine de acum încolo să ajungem la un alt Justice League mult mai bun și mai diferit decât ce-am primit. Chiar și cu Snyder Cut-ul, știi, gen, să, să, sperăm la ceva mult, mult, mult mai, mai bine. Chiar dacă Snyder Cut a fost mult mai bun decât Justice League original, asta e clar. Deci, pările voastre, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, personaje preferate, da, între Fate, da, din film, nu ce vă place vouă mult. Ce v-a plăcut în film cel mai mult? Black Adam, Hawkman, Fate ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și ce notă-i dați, sunt curios. Hai că am vorbit foarte, foarte mult. Asta se întâmplă când filmez așa, pentru că nu dau cut și pun imagini peste, nu selectez ce am vrut, ce, nu știu, mi s-a părut că am vorbit prea mult despre un subiect și mai tai, știi, și le editez așa cu tăieturi și așa. e mult mai, pare mult mai rapid și mai puțin plictisitor, dar le aduc mult mai repede așa, mult mai repede le aduc așa și mai multe pot să le aduc așa în formatul ăsta, știi? Deci, da, vizionare foarte plăcută pe acest canal, nu uitați să vă abonați aici undeva și clopoțel și chestii uh, doamnește cu noul univers DC. Uuu! Uh, hai, hai că, hai că sper că se poate. Pupa, da, pa, da, pa, da, pa.